Polițele RCA s-ar putea ieftini de vineri. Proiectul de lege privind plafonarea a fost publicat de Ministerul Finanțelor și ar urma să fie votat poi mâine. Practic, statul îi va obliga pe asigurători să vândă timp de 6 luni la prețurile pe care le aveau acum un an. Firmele se revoltă însă, spun că dacă nu vor fi despăgubite, se vor retrage de pe piață. Plafonarea tarifelor RCA ar putea intra în vigoare până la sfârșitul acestei săptămâni. Toate companiile de asigurări vor fi obligate să revină la tarifele de acum un an. Polițele vor fi mai ieftine cu până la 75%. Acum rămâne de cuantificat pierderile, cine le va suporta. Plafonare, am spus, o repet, nu cred că este o soluție nici înainte, nici acum. Nu putem vorbi de așa ceva, pentru că inclusiv anul trecut, când s-a mai dorit o plafonare, Consiliul Concurenței a spus că nu se poate, a dat un aviz negativ. Comisia Europeană chiar ne-a pus într-o procedură preliminară, procedurii de infringement. Surse observatori spun că unele firme de asigurări au în calcul inclusiv retragerea de pe piață pentru că statul le limitează veniturile. Guvernul contraatacă prin Czech Bank, instituția statului pregătită să intre pe piața RCA în locul lăsat liber de Euroins. Guvernul României este gata să vină sprijinul celor afectați de ce se întâmplă pe piața asigurărilor auto, pe piața RCA. Mai greu de sprijiniți sunt cei care vor să-și repare mașinile cu poliță Euroins. Servisurile îi refuză pe bandă rulantă pentru că decontarea banilor poate dura ani de zile. O să facem un experiment, plecăm spre mai multe servisuri din capitală cu un autoturist care are aripa înfundată, la fel un far care este spart pe o poliță de asigurări RCA de la Euroins. O să vedem care va fi traseul nostru. Primul servis, primul refuz. Al doilea servis, al doilea refuz și un sfat. Asiguratorul Euroins e după barieră pe partea dreaptă. Mă duc să vorbesc cu ele și vorbiți cu el. Vedeți ce spune și vedeți cu cine mai lucrează. Este că noi suntem decapitalizați, avem sume destul de mari de luat de pe urma falimentului City. Vă dați seama că încă un faliment ăsta al Euroinsului pentru noi este mai mult decât dezastruos. Reparăm mașini, dar trebuie să încasăm și banii. Dacă ai ghinionul să-ți lovească mașina, un șofer asigurat la Euroins, trebuie să ai răbdare și noroc. Primul pas este să completezi împreună cu celălalt șofer constatarea amiabilă. Apoi, faci o cerere pentru deschiderea dosarului de daună la fondul de garantare. O găsești pe site-ul FGA. Cu documentul pe care îl vei primi de la fond, te duci la servisul auto. Statul va plăti reparațiile după câteva luni sau chiar câțiva ani, cum se întâmplă în cazul falimentului City Insurance. Așa că mulți mecanici auto te-ar putea refuza. Ca să-ți repari mașina repede, singura soluție este să achiți tu factura și să recuperezi banii de la fondul de garantare. Nu se știe când. Între timp, Euroins a intrat și în atenția procurorilor. Parchetul general a deschis un dosar penal în urma plângerilor repetate făcute la adresa companiei de asigurări.